La orice produs cumpărat de pe PC Garage folosiți cuponul YTSHORTY pentru o reducere micuță ce mă ajută și pe mine și pe voi. Bine v-am regăsit la un nou episod din Pumping Simulator 2. Seara, ziua care a mai rămas din episodul anterior, am jucat off camera și am mai băgat marfa. Am fost acolo tun pe ei cum ar veni. Sper să fi rămas marfa, să vedeți aici ce are fratele vostru. Uite, plin totul, plin, bă. Bine, mai e un ăsta gol pe aici, dar nu mai am marfă ce să mai bag pentru că am golit tot. Și o să comandă ăștia acum marfă, mă gândesc și na. În episodul ăsta vreau să cumpărăm foarte multe de astea cu no smoking, pentru că e o benzinărie totuși și n-ar trebui să avem probleme aici cu focul, cu dalea să luăm foc, pentru că e foarte periculos. Așa că lumea ar trebui să știe că nu avem voie să fumăm. Așa că luăm 20 de astea. Așa. Avem 40.000, dacă observați acolo că suntem bine pe bajarul de tot. Așa. Hai să vedem ce mai putem cumpăra noi. Speed bump-uri din astea. Să fie full. 26, nu? 26. Tubeman. 1, 2, 3. Că arată și mai care alea cu tubeman-ul ăla. Sunt drăguțe rău de tot. Așa. Rope barrier, nu știu cu ce ne ajută pe noi chestia asta momentan. Dar sunt și foarte scumpe, 800 bucata și ne trebuiesc 26. Mergem mai departe. Hai să vedem ce mai e pe aici. Și astea, nu știu unde le bagă pe astea, sincer. Toi mașini din astea. Una. Două. Hai mă să umplem. 4, 5, 4 de alea, 8 de alea morților. Mamă, fii atent aici că te cumpărăm. Station sign încă unul mai trebuie. Așa. Cam atâta. Eu zic că ajunge de 27.000. Vai. Și v-am zis că vreau să rămânem cu minim 10.000 de fiecare dată ca să nu dăm vreun faliment în ala, le simți rău de tot. Așa. Și ar cam trebui să fim bine de tot acum. Și vreau tot în episodul ăsta, dacă reușim și dacă mai facem bani, că nu vreau să... Băi, bine rău cu marfa, jur. Deci cu marfa e bine de tot. Și vreau tot așa. Și pe lângă faptul că mai bag eu, bagă și ei și bagă destul de bine acum. Acum sunt, pot să zic, mulțumit cu marfa pe care o bagă ăștia, că bagă destul de multă marfă și ei. Și nu trebuie să mă mai chinu eu foarte mult ca să adaug eu marfă, pentru că bagă și ei destul de binișor. Angajații. Nu știu care trebuie acum muzica asta de fundal. Dacă e cu copyright, dacă e fără copyright. Sound. Nu știu. Twitch, nu știu ce e, abar n-am. No copyright on. Așa. Și mai băgăm și ketchup, mai băgăm și din alea, mai băgăm de toate. Și asta zic, în episodul ăsta sper eu să reușim să facem upgrade și la rafturi, să băgăm rafturi mai șmechere, să chestii tristii, să mai băgăm rafturi, nu că să băgăm rafturi mai șmechere, să bag încă unul aici, încă unul în partea asta, încă unul aici, să mai bag și rafturi de-astea 3D, le zic eu, rafturi 3D, pentru că au mai multe laturi și să fie bine, să nu fie rău. Acum hai să vedem ce face builderul, că e un singur builder. Și cred că ar trebui să-l ajutăm. Că am luat foarte multe chestii de făcut. Arcade machine, vedeți? Hai să băgăm arcade machine-urile astea. Una, două aici, una, două aici. Opa. Uite, mai pot băga și afară. Băgăm și afară, nu e niciun fel de problemă. Să vină lumea să joace, bă! Să prindă viață benzinăria asta. Ia uite cât de șmecher arată, bă, deci... Nu știu, e mișto rău de tot. Așa. Ciocolată, chestii, nu știu ce pe aici. Ursuleți, speed bump-uri. Hai să băgăm noi toate speed bump-urile astea. Bam, 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 peste tot. Pentru că în benzinărie, dacă nu mă înșel, limita pe care o trebuie să ai de viteză, cum ar veni așa, e cam 5 la oră. Sau ceva de genul pe acolo. Și dacă avem speed bump-urile astea, nu știu cu ce ne ajută, sincer, dar arată și ele
Arată drăguț. Cel puțin. Arată mișto să vezi speedbump-ul din asta. Pare mai realistic un pic așa, știi? Și poate oamenii sunt și mai mulțumiți că avem speedbump-uri. Gata și cu speedbump-urile. Sper că nu trebuie upgrade la speedbump-uri, ok. Că sunt prea multe să le mai faci upgrade. Și arată bine cu speedbump-uri, cu dale, arată frumos. Toy machine, hai să vedem cu toy machine. O să fie foarte multe acum de astea de umplut. Și eu sper că umple și angajații combinația aici cu jucările astea. Iar în momentul de față, tot ăsta este full, cum ar veni. De toate mașinăriile posibile, de jocuri, de chestii, de trestii. Este bine. Aici nu bagă ăștia nimic, frate, sau nu înțeleg care-i treaba de nu umplește aici. Înțelegi? Uite, product settings, ce poate să intre aici? Și nu vă adaugă deloc. Dar nu mă întrebați de ce. Ia să iau eu de aici. Sandwich-urile astea, de exemplu. Ok. Astea. Tot ce este de băgat la rece, le iau de pe rafturi și le bag la rece, frate. Că poate asta țin și mai mult, că am impresia că se și strică, frate. Aici nu mai e nimic de băgat la rece. Aici. Bere, soda, strawberry din astea, ăsta. Noodle wine. Eu mă și grăbesc după ce le pun jos aici, să le bag în ăsta de... în căcaturile astea, că mie, că dacă nu le bag aici... Sau astea, de ce sunt astea aici? Shelf stock. Păi da, ar fi stock. Că mi-apare sel. A, da, și aici mi-apare sel. Mi-era frică să nu le pun acolo și să pot doar să le vând eu direct altfel, cum ar veni. Să scap de ele cum ar veni, știi ce zic? Așa, mă, toată. Și acum sper că ei vor să bage și ei astea. Acolo unde trebuie, cum ar veni. Strawberry milk. Mamă, și intră destul de mult în astea, ești nebun. Așa. Aici ce avem? Lemon. Asta. Ăsta. Și ăsta. Și băgăm aici toată. Să fie fulen. Ca rafturile noastre să fie puse doar de chestii care nu se strică. Uite, vedeți mirosuri, chestii pe aici, vedeți? Înseamnă că e ceva care e deja stricat aici și poate dacă le ținu la rece, poate nu se mai strică. Acum eu sper ca ei să le bage unde trebuie. Dar acum încolo, cum ar veni. Pentru că nu mai e nimic ce s-ar putea strica pe rafturile astea. Avem doar aici și aici. Nice! Hai să vedem ce mai este. Stop astea de smoking. Văd că a început să le bage builder-ul. Vedeți că sunt peste tot astea cu nou smoking și de-astea. Și eu cred că încă le montează, pentru că eu știu că am luat mult mai multe de atâtea. Apropo, camerele alea două pe care le-am luat de nu le puteam monta eu. Ia uitați-le, tată. Eu nu puteam să le montez, că mi-a părea, uite, cell electricity, că se duc... Puțin mai sus sunt bateriile alea pe care le-am pus eu pe acoperiș și nu le puteam monta. Așa. Hai că ne-am scos bănetul deja. Hai tot. Să bă banii încoace-o. Așa. Hai să vedem. Avem nevoie de rafturi de-astea. 1, 2, 3 rafturi din astea. Așa. Facem felul următor. Station aici, da? Bun. Uite, shelf double. Și 12 de-astea. Eu să mor de nu le iau pe toate, că dacă ele intră undeva, înseamnă că e bine să le am. Luăm și 3 de-astea. De-astea nu mai iau, că oricum sunt alea destul de ok. Coolere din astea lasele acolo. Momentan. Vreau la interiorul benzinăriei să mai adaug ce mai trebuie, cum ar veni. Și cred că o să trebuiască și coolere din alea să mai adaugăm. Uite, un station stand din ăsta.
patru televizoare. Nu le dau eu drumul televizoarelor, că Melena să bagă eu câte un link de YouTube la fiecare în parte. Candy Machine. Am crezut că le-am băgat, îmi pare deja. Așa. O să trebuiască să iau și frame, dar frame-urile astea cred că nu este așa important momentan să le pun eu. Red carpet. Unde sunt? Ca să văd câte iau. Am scăzut sub 10.000 acum, dar nu cu mult. Și a zis că la sfârșitul zilei vreau să fiu peste 10.000. Uite că avem 10.000, gata. Red carpetul ăsta, eu sper că îl bagă până untru sau pe aici la intrare sau undeva frumos. Că e mișto un red carpet să ai cum ar veni, știi? Dar să vedem unde îl montează. Sau dacă îl iau eu repede, dacă o fi ajuns, dar nu cred că a ajuns încă. Da, o iau razna. O și spun baba aia, sărăcuța, o făcea da, până a murit. Asta cu toi, nu știu dacă vin angajații să bage toi acolo. Asta vă zic sincer. Uite, m-a băgat aici, mă. Cold coffee, limonadă, cola, noodle și astea le-a băgat total unde nu trebuie, frate. Băgați-le, mă, la rece, mă, dacă sunt cold, dacă sunt astea. De ce nu le bagă la rece? Asta nu înțeleg eu. Uite, protein, milk, butter, energy drink-uri. Adică de ce am mai cumpărat alea dacă ăștia nu le folosesc? Asta mă induce în eroare și nu înțeleg. Medium bear, hai să luăm ursuleț de așa, să mai băgăm acolo. Umplem aici cu jucărele. Așa, mai avem ursuleț pe aici, uite și bagă milk, bagă de-alea acolo. O iau razna să mor dacă te minte. Big Bear, hai să luăm Big Bear. De ce nu bagă oamenii unde trebuie? Nu pot să înțeleg. Unde mă ăla cu red carpetul? Station sign. Freezer din astea. Uite că putem avea două freezeri aici. A? Bam. Și mai e încă unul în partea acolo. Tot de înghețată cred că e și ăsta. Da, e de înghețată, da. Ok. Au mult de muncă ăștia acum, aș de bun. Să umple toate căcaturile alea. Așa, uite aici avem. Unde e, mă? Station sign, shelf. Așa. Și aia să umplem de shelf-uri. Acum, unde ne zice că au loc, acolo le băgăm. Ia uite-l, tată. Opa. Bine, nu știu că ai... care treaba cu shelf-ul băgat acolo așa, dar... Dar na. Nu mai poți să iei pe acolo, până în mijloc. Te zăpăcește. Mi se pare că este exagerat de multe, pe aici nu mai poți să treci încolo, gen. De ce e shelf-ul ăsta băgat aici? Bro, pe unde mai ieși, pe unde mai faci? Bro, what the fuck? De ce m-a pus să le așez așa? Uite, unul peste altul. Care-i treaba? E o problemă aici. E o problemă și e o problemă mare. Ala cu produsele se ocupă, e să le bage în rafturi, nu e panică. Doar că sunt prea multe shelf-uri din alea și nu e bine.
Uite, astea așa, știu că intră unde intră și sunt bine. Uite, aici este bine. Ăsta nu e bine aici, vezi? Reamenajăm. Reamenajăm în cavaș. Că nu-mi place deloc. Patru de-astea așa. Reamenajăm cumva. Oricum sunt foarte multe de-astea. Adică sunt... Adiurea gen băgat, știi? Așa cum ai intrat, ai un de la dublu. Patru de-alea așa, bam. Plus multe alte rafturi așa acolo, știi? Eu zic că e suficient. Și plus că la asta pot le fac și upgrade. Să intre mai multe produse. Upgrade și la ăsta. Eu sper să nu se apuce builder acum să... Să-mi pun mie raftul unul peste altul aiurea, știi? Unde nu mai trebuie. Acum avem multe rafturi, e suficient. Doar că builderul... Dacă s-apuc el să instaleze toate rafturile, îmi strică tot Feng Shui eu aici, nebun. Pentru că în momentul ăsta, cum arată aici, eu zic că e bine. E un raft fix cum a intrat dublu, nu e prea bine pus neapărat aici. După aia de-astea 3D și alte rafturi pe margine sunt bași la produs, zice doi razna. Hai să umplem rafturile. Ca să scăpăm de toată zăpăcela asta din magazin. Că sunt foarte multe produse pe jos. Așa. Să scăpăm de ele. Așa. Asta sunt, astea sunt 4D sau ce-or fi ele așa. Sunt ca lumea că intră foarte multe produse pe ele. Și pot să le umplu și mai repede. Așa. Eu sper ca builder să nu-mi instaleze toate rafturile alea cu iau razna aici, de bun. Oricum de builder nu știu cât o să mai am nevoie, sincer. Și dacă face prostii, îl dau afară direct. Să mor de nu dau afară, de bun. Și mă ocup eu de construit, de făcut tot ce e nevoie și aia e. Dacă s-apucă el să instaleze toate rafturile pe aici, o luăm. Îl dăm direct afară. Eu cred că asta o să facă, vă zic sincer. Dar sper să nu. Ia uite mă că bagă și ei mă rafturi ca lumea mă. Așa, băgăm și ketchup-uri, băgăm tot ce se poate aici. Așa. Ciocolată de asta avem 40. Asta e ciocolata lui Mr. Beast. Bombonele bam bam frumos. Și umplem aici ca să scăpăm de toate produsele de pe jos. Că eu am crezut, bă nene, atâta timp cât ai 40.000 de rafturi de poți să le instalezi, dacă le bag pe toate, înseamnă că e gândit cumva să fie așezat într-un fel. Dar aparent doar ai mai multe opțiuni și să te lase pe tine să ți le așezi cum vrei tu, cum ar veni, știi? Adică nu trebuie neapărat să le bași pe toate. Gata. Bine, încă mai am pe aici. A, ăsta e shelf. Ok. Ia. Stai că s-apucă nebun. Ai, red carpet face ăsta. Hai că a băgat red carpet și m-a urcat pe... Eu le bag aici. Dar eu sper să nu vină să le monteze el. Pentru că n-am cum să le las în mijlocul ăla. Bine, oricum o să se ducă și astea. Cred că și astea fac în același lucru în momentul ăsta. Da, uite, vezi tot shelf-uri, iau și ele. Să le pun acolo. Uite că am montat un red carpet aici. Ia uite ce bagă un red carpet-uri frumos. Da, mă, tată. Și arată mult mai bine benzineria acum, știi?
cu rafturi din alea făcute așa frumos. Așa, mail. Disappearance? Nu! M-a lăsat nevasta, vărule. Și cum ne luăm altă nevastă acum? Dă-mă încoace, bă, că le pun, bă, că te miști, reloare, bă, dă-te în familia mătii. Unde mai am de pus? Bam, bam, bam. Bam, bam. Bam, unde? Te miști, reloare, viața mea. De ce trebuie red carpet până în capătul, băi, nu mă întrebați că nu știu. Dar dacă așa zice omul, așa facem. Gata. Cam asta a fost cu red carpetul. Raftul ăsta de aici aș putea să-l sparg, sincer. Gata. Eu nu prea îmi plăcea cum arată acolo. Înțelegi? Era băgat prea așa, fix cum intri în ușa, dai cu capul raft. Și avem destule rafturi, adică de ce să mai... Uite, vezi, acum e altceva. Și ai și red carpetul până aici, gen, știi? A, mă, că arată bine, bă, benzinăria noastră. Arată bine-s. Very nice. Ce face ăsta, mă? A, s-a duce să bagi marf. Ați mai băgat, mă? Uite, mă, frate, mă. Bă, dar de ce, mă, nene? Uite și tu ce avem aici. Și oamenii nu le bagă. Avem jocuri și aici, avem jocuri și în partea aia. Aici nu știu ce să fac eu cu seara asta. Uite, mă. 92% crescuți. Ăștia de lămâi. Cu seara asta aici cred că e doar pentru droguri și nimic altceva. Eu așa cred. Vă zic cu sinceritate. Basketball hoop din ăsta. Dar nu mai lasem eu 3 tube men din ăștia. Ok, am luat 3 tube men. Am luat și basketball din astea. Așa. Rope barrier. Nu știu dacă ne ajută cu ceva rope barrier asta. Mi s-a făcut somn. Merge la somn, gata. Nici n-am mai dormit acasă, normal că m-a lăsat nevastă aici de bun. Păi și acum unde aș găsi eu? Mergem să o cutăm pe nevastă mea? Unde o fi ea? Dacă m-a lăsat, unde o găsi eu acum? Că mă gândesc că te lasă nevasta, dar poți să o mai găsești pe undeva, nu? Hai să mergem prima oară acasă. Să vedem dacă o fi acolo. Hai să vedem. Dacă nu e acasă, unde ar fi ea? Chiar nu mai e aici, de bun. Ce a fac? Nu, a plecat! Ce-a făcut mă asta? Futu-te în gură, mamă. Am vrut să mă duc să-i dau ușa fac cap cum ar veni și după aia să mă duc să-i aduc pastile. Dar m-a lăsat cineva asta și mama. Aici de bun l-au părăsit pe ăsta, toată lumea l-a părăsit. Cum pot să fac să o găsesc pe mama și pe nevastă mea? Că acum chiar mi se pare aiurea că au rămas fără părinți. Hă? Nu pot să iau și eu de nevastă pe vreuna după aici? Cotton candy. Da. Spuneți-mi, vă rog frumos, cum fac să o aduc pe mama înapoi și pe nevastă mea. Eu nu știu dacă mai merge să le mai aduc înapoi, dar ar fi super mega ok să meargă.
Pentru că mi se pare aiurea. Dă o cu cotton candy, mă. Warehouse, nu știu ce. Mi se pare aiurea, frate. Ar fi trebuit să am grijă de ele. Ar fi trebuit să le dau mai multă atenție. Ce zice, mă? I can buy your products. Păi eu am de vânzare. Păi și cum îi dau lui ăsta eu de vânzare? Trebuie să vin de acasă cu una câte una sau cum? Ceiling le apare refreshner. Medium bear câte unu. Da, bă, n-am ce să-ți dau. Uite, ia ăsta, vrei ăsta? Whole food to send house. Da, nu știu. Nu știu. M-ai enervat un pic. Hai, nevasta, nu știu ce, dar... Și nevasta, gen, bă, frate, dar de ce? Adică am înțeles de ce. Că motivul e acolo. Dar de ce nu pot să le iau eu înapoi? For sale, cât vreau asta pe el? Cât vrea? 20.000. Vrei să ne negociem? 5.100. Can I try again? 10.000. Dar de ce să iau eu mașina asta? Marci, bă, dă-te morci. Nu? Și asta mie dacă vrei. I'm getting angry. I won't try no more, maxim. Ia uite, mă, ursuleț. Cât vrea asta pe el? 11.000. Ce iuci este? Asta ce e tot un GTR, nu mă mai interesează. Deci poți să cumperi mașini și de la ăștia sau direct din showroom, din astea gen, știi, de la șmecherii. Uite, banca asta e băgată în clădire. Da. Foarte trist. Ne-a lăsat soția. Ne-a părăsit chiar și mama. Am rămas... Ai nimănui. Mamă, 35.000. Pă bune, mi se pare aiurea, frate. Și dacă se face noapte și mă duc la nightclub, pot să fac și o gagică de acolo, ceva? Trebuia să mă ocup și eu, bă, de casă, de dalea, să fie ceva șmecher, știi? Cum fac să-i le aduc pe astea înapoi? Trebuia să mă ocup de casă, să le dau pastile, să-i dau aia, flori, să-i dau nu știu ce, ca să nu plece, că n-am apucat să fac și eu casa. Am stat numai în benzinărie, am dormit în benzinărie, am muncit în benzinărie, tot. Nimic altceva în afară de benzinărie. Numai muncă și muncă și iar muncă, cum ar veni. Vreau neapărat să-mi spuneți în comentarii, vă rog, din tot sufletul, dacă există vreo posibilitate să-mi aduc mama înapoi și să-mi aduc nevasta înapoi. Asta mă interesează pe mine în momentul ăsta. În rest, altceva nu mai contează. În momentele de față. E o situație foarte tristă. Eu vă zic sincer, mi-e vine să plâng în momentul ăsta pentru mama, bă, că aică nevastă mea mai găsesc eu la bar. Mă duc la bar acolo, dau cuiva să... Îi dau o cafea. Și o târăsc, dau cu ea, o fac... Fac eu ceva. Bă, da, mama, mă. Mama, mă, nene. Da. Hai, frate, a plecat mama, a plecat nevastă mea aici. Ce să faci? Noi mergem, noi muncim zi de zi. New bill arrived. Ia să vedem, bill. Station, bills, taxe. Aie. Un meci mai cox. Hai să luăm aici. Mai mărim aici până la level 10 ăsta, că s-a făcut aproape noapte. Uite, să avem 10.000 așa vorba, înainte de somn, minim 10.000.
cu tot cu upgrade-ul, cu tot ce facem în seara aia. Dar de ce nu venea nevastă mea și ea pe la mine, pe la benzinerie, să-mi facă o vizită? Sau, bă, ceva? O vizită! Mail. Nimic în viață nu este mai important decât persoanele iubite. Dar pe tine încă te iubesc foarte mult. La revedere, mi-a zis mama. Ai înțeles? Nevastă mea, n-am vrut niciodată să ajung aici, să, to be like this, cum ar veni tot aia, dar tu nu mi-ai mai dat atenție, nu mai pot să mai fiu cu tine, eu plec, ai grijă de tine. Foarte drăguț. Foarte drăguț. Ar fi trebuit, asta a fost o greșeală. Chiar a fost o greșeală, vă zic sincer. Ar fi trebuit să fac cumva. Și pentru asta o să deschid vreo două, trei cutii neapărat. Când vine să plâng chiar și te să deschid cutii, că eu când sunt trist deschid cutii în CSGO. Dacă îmi dă cuțit, înseamnă că pot să o aduc pe mama înapoi. Și nu mi-a dat cuțit. Dacă îmi dă cuțit acum, înseamnă că pot să o aduc pe nevastă mea înapoi. Da. Hai, deci nu mai pot să le aduc înapoi, să înțeleg. Spuneți-mi în comentarii, vă rog din tot sufletul, dacă pot să-mi aduc nevasta și mama înapoi, cumva. Asta este cea mai importantă întrebare pentru ziua de astăzi, pentru că mi-am pierdut părintele și companionul de suflet, cum ar veni nevasta. Ia uite, bă, că bagă ăștia pe rafturi, bine, nu bagă full pe rafturi, dar e suficient cât de cât. Cam atât a fost cu episodul de pe ziua de astăzi, fraților, vă mulțumesc, fratele vostru, pentru atenția acordată. O să hrănim noi și căței și toate alea, nu e nicio fel de problemă. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, nu uitați să lăsați și voi un like și să spuneți neapărat în comentarii dacă pot să îmi aduc soția înapoi acasă. Și la fel, mama, dacă pot să le găsesc undeva. Pentru că e aiurea. Și dacă pot face chestia asta, după aia vă promit că mă ocup să le țin pe toate, pe ambele, la 100%, să le duc flori, lui mama să-i dau pastile, să bag și în casă, să aranjez un pic acolo, să facem un upgrade, să facem ceva, că banii îi facem noi. Dar, cum a zis și măsa, mama de fapt, iubirea față de familie e unică. Și dacă și mama a plecat, e trist. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, iar noi ne revedem în episodul următor, adică mâine. Și aștept neapărat comentarii de la voi cu privire la părinți, la mama și la nevastă mea. Și văd că a terminat la depus toate alea cu no smoking, which is fucking nice. V-am pupat!